Bună, dragii mei, și bine v-am găsit! Smaller. I want both. Oh, you want a soda too? Yeah. Oh, I'm sorry. So, no substitute. We want a soda for a Dr. Pepper. Sorry. And on top of that, also a caramelized coffee. Yeah, like... And also, I'd like the chicken nuggets, kids' meal. Can we have the milk? Alright, that's it? Alright, that's it. And does everything look correct? Yeah, it does. 2182 at the window. Alright, thank you. You're welcome. Is it happen to have a chocolate milk or just regular milk? We don't have chocolate. You know, okay, just thought I'd ask. Maybe. Bună, dragii mei, și bine v-am găsit din nou, în tribul nostru. Astăzi suntem în drum spre Los Angeles și dacă ați văzut clipul trecut cu scurtul clip despre coronavirus, v-am spus atunci că suntem în drum spre Los Angeles și ne-am oprit să luăm ceva de mâncare. Vă arătăm și voi ce am luat. Eu am luat un fish sandwich, un sandwich cu pește de la Jack in the Box. Voi aveți Jack in the Box pe unde sunteți? E popular în America, nu știu dacă se găsește și în alte țări. Dar am luat niște cartofi prăjiți. Mie îmi place peștele și de obicei asta iau dacă găsesc sandwich cu pește. Și Brandon și-a luat... What did you get, Brandon? Hamburger. Just a hamburger. Ok. I'll put this back to you so you can eat. Cam așa arată sandwich-ul meu. Filona și-a luat un kids meal cu chicken nuggets. Mami, unde e chicken nuggets? Arată la mama. Unde e chicken nuggets? Mâncăm? Yummy. Big alien, where's the big alien? An alien monster. O să ies imediat să vă arăt unde am parcat. Suntem în drum spre LA și este o zonă aici super ciudată. Cineva... Ne imaginăm noi un bogătaș a avut milioane de dolari de cheltuit pe zona asta, în mijlocul deșertului, în mijlocul nicăieri. A făcut un hotel care abia s-a construit. Ia uitați-l acolo. Ăla acolo e un hotel și aici un restaurant. Hotel și restaurant cu tematica alien, extraterestră. Și... Vedeți tipul ăsta de aici, un extraterestru ăsta. Tare ciudată zona. Și acolo a făcut hotelul. Nu știu dacă stă nimeni deocamdată acolo. Nu știu dacă e deschis oficial. Aici a făcut un fast food restaurant, dar nu e deschis încă. Și aici voi ieși afară să filmez mai bine. E un magazin de suveniruri. What is this? Like a, just a store? Și se numește Alien Fresh Jerky. That's the name of the store, right? Yeah. Alien Fresh Jerky. Yeah. Am vrut să ies de mașină să vă arăt zona asta cât e de ciudată. Este aici un magazin care se numește Alien Fresh Jerky. Și nu intrăm acum că nu avem timp, dar poate când ne întoarcem din LA să intrăm să vă arătăm și cum arată înăuntru. Nu e cine știe ce înăuntru, doar un magazin. Așa, așa se numește Alien Fresh Jerky. Uitați ce chestii ciudate au aici. Și e în mijlocul deșertului. Nu știu de ce a investit cineva atâția bani în chestia asta. Nu este aproape de zona de Area 51. Nu este deloc aproape de zona aia. Deci nu prea văd situația. Ceea ce vrea să fie un tank. E sub formă de tank magazinul. Așa, și aici... Iar aici au construit un hotel care văd că nu este încă deschis și un fast food restaurant care nici el nu este deschis. Deci, să vedem.
Eu am bentița pe cap pentru că tocmai mâncam fast food-ul și... Da, mami? Ce faci tu acolo? Hai! Hai! Mai! Tocmai mâncam și am zis să nu vină părul în față cât mănânc. Dar da, cam așa arată. Cine știe, poate într-o zi venim și stăm la hotelul ăsta și vă arătăm cum e să stai într-o cameră acolo, într-un UFO, cum zic. Suntem cam la o oră de LA, suntem într-un orășel care se numește Victorville. Suntem aproape de Cajon Pass, care este destul de faimoasă pe coasta de vest înspre LA. Și nu știu cum îi spune la pass trecătoare. It's the only way through the mountains to get to Los Angeles. It's also the reason why there's not a good train going between the two. Tocmai trecem prin Cajon Pass. Spuneți-mi în comentarii cum îi spune la pass în românește. Trecătoare, nu știu. Dar așa arată. Și este singura modalitate de a trece din zona noastră de deșert înspre California. Trebuie toată lumea să treacă prin Cajon Pass, pentru că munții aceștia, mi se pare că se numesc munții Gabriel, sunt foarte înalți și da, toată lumea trebuie să treacă prin Cajon Pass. De multe ori această Cajon Pass devine foarte, foarte aglomerată și se circulă bară la bară, dar acum deocamdată e destul de bun traficul, văd că... Truckul ăsta din față, uitați, are culorile de la Jurassic Park. Scrie Jurassic Park pe lateral. It says Jurassic Park. Yes. Și nu știu că se vede, dar numărul license plate este J Park 05. Scrie Jurassic Park. There's a Triceratops in the back. Oh, wow! E un dinozaur în spate. Ce tare! Ia uita și scrie Jurassic awesome. Park. Da. Tipii ăștia sunt fani, cu siguranță. Fan Jurassic Park. You know they have a parking permit or something hanging on their window that says Jurassic Park 05? Just like their car says Jurassic Park? That's so weird. Suntem aproape de casa socrilor, ne-am oprit la un Trader Joe's, un magazin, să luăm niște flori, că este ziua soacrei astăzi. Would you like a potted plant? Man, that sucks, dude. Right in the parking lot. In your bender. The one place where you're going so slow enough that you can have a lot of control. I think she might have backed up. Ooh, look. Danish Kringle. What is this? I want to get one of these. Which one? That one? This you one? You like that one? This one? Okay, let's get this one. Looks nice. This one, Elon? This one? It's for grandma. I think it's for grandma. This is good. What's your favorite color? Blue. Blue, so maybe let's get something with blue in it? Pretty though. I don't know. Elon, we can say Elon picked it out. Okay. Elon, is this the one you want? This one? You choose, Elon. Which one, Elon? Another one? Which one? For grandma. For this one? Okay. You like this one better? This one, Elon?
Yes. Is this one good? This one's look a little sad. Okay, this one's sad, yeah, buddy. That one's sad, mama. You don't want sad. Let's find a happy one. This one's look happier. And they got orchids too. Oh, there are these two. Wow. Okay, let's get one of these. Mie îmi plac gladiolele astea, cred că îmi se iau niște gladiole. Gata, asta a fost excursia noastră scurtă la magazin. Am luat o vedere, o felicitare. Am luat niște gladiole albe pe care le-a ales Ilonaș și am găsit un Danish Kringle. Nu știu ce este, nu am mai cumpărat, dar e ceva de patiserie. Este cu pecan și suna foarte bine și abia aștept să văd cum arată. Așa, acum ne îndreptăm spre casa socrilor. Și astăzi și înainte să plec vreau să vă mulțumesc foarte mult celor care v-ați abonat în ultima vreme. Vă mulțumesc din inimă, chiar observ fiecare abonat nou. Iar cei care sunteți alături de noi de la început, de când aveam 3, 4, 5 urmăritori, 100 de urmăritori, sunteți de la începutul începuturilor aici, vă mulțumesc foarte, foarte mult că sunteți încă alături de noi. Și mulțumim că ați fost încă o dată parte din tribul nostru și ne vedem în următorul